Față în față cu modelele de subiecte, atât elevii claselor a 8-a, cât și cei ai claselor a 12-a au început să conștientizeze importanța examenelor care bat la ușă. Pentru că doamna profesoară este de română și face mai multe ore și în plus. Da. Și la matematică o să începem să lucrăm și din semestrul 2, plus orele de pregătire în afara cursului. S-au afișat subiectele pentru evaluare națională. Da. Văzut? Da. Am și lucrat. Medie, adică mi se par nu chiar foarte grele, mi se par bine, bune. Știi să le rezolvi? Da. Deci nu ți-e teamă de evaluare națională? Puțin. Pe premiza porcul nu se îngrașă în ajun, dar și pentru a-i familiariza pe elev cu subiectele de examen, cadrele didactice au început rezolvarea subiectelor la clasă încă de pe acum. În vederea susținerii examenului de evaluare națională, Ministerul a publicat subiectele pe site-ul său. Elevii vor fi pregătiți suplimentar. Se vor aplica aceste teste pe care elevii le vor parcurge în diferite etape. Este vorba de pregătirea suplimentară a acestora, începând din luna noiembrie-decembrie până la sfârșitul anului școlar. Îi ajută aceste subiecte pe elevi să obțină note mai mari? Cu siguranță, cu siguranță, pentru că subiectele stabilite au o anumită structură, absolut toate testele, chiar și din auxiliarele școlare, vor urmări structura aceasta impusă de minister. Pentru a nu întâmpina probleme la examenul de bacalaureat, unii dintre elevii claselor a 12-a s-au pus cu burta pe carte. Au fost afișate de către cei de la Ministerul Educației variantele de subiecte ca modele. Deja au fost discutate la clase, atât la clasa 8-a, cât și la clasa 12-a, și sunt foarte utile. Pregătirea a demarat. Pentru fiecare disciplină a fost publicat cât un model de subiect cu precizări privind baremele de evaluare și notarea. Data în acest an școlar reprezintă subiectele pentru examenul de bacalaureat, deoarece pentru probele scrise, subiectele sunt diferențiate în funcție de filieră și profil. De exemplu, la limba și literatura română sunt două modele de subiecte, unul pentru filieră teoretică, profil real, filieră tehnologică și filieră vocațională, și al doilea model pentru filieră teoretică, profil umanist, filieră vocațională și profil pedagogic. De asemenea, pentru matematică, aici avem mai multe modele de subiecte, tot diferențiat, prezentate pentru filieră teoretică, profil real, specializarea matematică, informatică, filieră vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educator, filieră teoretică, profilul real, specializarea științele naturii, filieră tehnologică, profilul servicii și toate calificările profesionale. Cadrele didactice susțin că munca de echipă profesor-elev în decursul anului școlar și implicarea părinților pot fi factori determinanți pentru promovarea evaluării naționale sau a bacalaureatului.